E, merge de mult că noi vorbim, noi vorbim de o oră, vorbim de o viață și am descoperit că avem foarte multe în comunie. Dragoș Și nu, nu te-am mai văzut într-un spectacol de aseară. Mișto. Ce de mult, da. Eu sunt un tip care râde greu, deși par un mare tâmpit în toate împrejurările și toată lumea zice că la un moment dat ești superficial. Și cu toate asta eu sunt un tip care râde foarte greu. Crede-mă că de mult din copilărie n-am mai râs. E, și nu neapărat mult, brusc. Așa cum am făcut o seară când urcai pe nenorocită de scară. Bă, dacă și ție stârnește râsul, <laughs> că mă gândesc că ești sătul numai de la repetiții. Mi s-a întâmplat o chestie ciudată cu... Băi, e fantastic, un momentul ăla, ăla și un, e un moment așa de... Că nici nu știu ce să spun, că nu vreau să sune, nici, uh, nici să cobor valoarea momentului, nici să urc prea mult. E o chestie de stan și băi, bă, e o chestie de aia super clasică și atât de simplă, că probabil de aia te și buvnește râsul bă. Doar în urcat pe scara. Un scară. Boșorou, exact. Bă un boșor <laughs> care băție... Băi, nu e, ești același trup cu scara aia, mă. Băi, și scara aia băție exact ca picioarele tale și capul și tot, tot, tot. tot. Bă, și piciorul ăla de el dai mărtanul, știi, bă, cu o bucurie de aia, știi, te scapă de toate grijile. E și o mică flatulație acolo, dar nu prea se aude pentru că e foarte mult zgomot, pentru că inițial așa fusese. Ăla e motivul. Să cadă pisicul de la flatulație. Da, e... e... și nici nu este foarte bine. Bunia este ancorată bine din pentru punct al tehnicului dar eu fizic atunci când pun la pescarea aia parcă băție din toate iar când ajung aproape de, de, vârf am senzația că sunt pe World Trade Center Cum te vezi în, în rolul neamatei din ultimul zbor al liberului? Cum mă văd? Mă văd transpus Ți-a ieșit? Da, mi-a ieșit Comparativ cu altele, cum ți-a ieșit? Ți-a ieșit mai bine? Ți-a ieșit mie mai... Toate rolurile mi Corect de te și întreb. Pentru că pun suflet în toate de multe ori, poate refuz să cred că mă gândesc la ele, și când plec de la teatru, cu toate că fac lucrul ăsta. Dar, apropo de neamatei din ultimul dans al libelului, eu am niște chestii. Câte ori ies din teatru, am pus stop, am pus ghilotina și nu mai mă gândesc neapărat la teatru. Pentru că e momentul meu, și de acasă, de la teatru bine până bine. acasă fac 15 minute, și acolo am și eu gândurile mele și mă gândesc. De multe ori merg cu trotineta și n-am -am timp să mai gândesc. Și am încercat să las trotineta de foarte multe ori acasă. Păi du-te pe balș, că să ai timp să gândești. <laughs> <laughs> Pentru că sunt foarte punctual, știu exact ce timp am și cum am și unde trebuie să ajung și ce trebuie să fac. Ei, anyway, să ne întoarcem. Ne-am m-am pomenit acasă, copiii, fetele, Mergeam acasă, eram pe hol, ne dându seama, exact în poziția lui Neamatei, ne avem baston, nu știu, am remarcat asta și la tine, și la Alina O'Angra. Bine, așa sunt și personajele. Că nu vă ieșiți absolut deloc din starea aia, știi? cu tot, cu tot acel Afrodisia care. O să, o să mă raportez foarte mult în discuție, mm -hmm. pentru că. Ultimul dans al Libelului spune ceva despre noi toți. Corect. Despre cât de proști suntem în privința vieților noastre, ceea ce chiar se spune <laughs> în piesă. Despre cât de puțin ne-ar trebui să ne amintim cât de tineri suntem în orice moment. Corect. Până și Libidinoșenia aia a ta despre care am scris în dimineața asta pe Facebook cu pe care toată lumea o asociază cu bătrânețea. Nu, la bătrânețe o faci vizibilă, știi? Tipul da, ăla nu e... Tipul ăla nu... Da, da, da. De pe ce măsură ești? ce avansezi în vârstă, de îți permis să spui o mulțime de adevăruri oricui, știi? Ce, se mai poate întâmpla, știi? La un moment dat era un președinte al Societății Române de Radiodifuziune care nu știu ce ne-a zis într-o videoconferință și eu am spus de față cu toată lumea, bă, stați liniștiți că mai mult decât să ne dea afară, n-are ce să ne facă și toată lumea a râs. Nu, nu e de râs chiar nu are ce să-ți facă mai mult decât să te dea afară. Dacă ar fi să fi dat afară din teatru mâine, să fii dat afară, nu să vrei tu să pleci. Nu-mi spune că ai face orice. Ca asta știe oricine să răspundă. Ce-i face? Aș găti, nu știu. Îți place zi, să gătești? Păi, nu place. păi da, m-au zis că Marian Politic e cu gătitului. E o concurență între noi și din punctul meu de vedere, pentru că mi-este prieten foarte bun, Marian, are, are, niște clase peste mine, cred că și datorită vârstei, și datorită experienței de viață, mai ales că este și vânător, are parte de altă Auzi, începe cu ăsta cu vârsta, că o să fie cel mai scurt podcast pe care l-am făcut. <laughs> Înțeleg aluzia. Gata. Gata. S-a încheiat. A fost destul frumos, elegant, ne-am înțeles bine. Da, it's a fact. Ce... ce transmite un limudan sau liber? Nu am nimic cu... Azi. Pur și simplu, repet, mă raportez la el pentru că l-am văzut aseară și sunt marcat. Un milimetru din viața. Aseară am avut uh, marea surprindere să aflu că știam de altfel că personajele noastre aseară gândeam că au fost reale, dar am aflat cu stupoare că personajele noastre sunt reale și că trăiesc. Există neamatei în realitate, există babi în realitate, există sanda în realitate și există uh, Madame Păsărel în realitate. Există în realitate. Și am cunoscut aseară un prieten, care sunt prieten de 20 ceva de ani, care mi-a zis că el, chiar acum ceva timp, a fost la Madame Păsărel acasă, care are 90 de ani, care are o nepoată care uh, are pe fata ei care lucrează în Canada și îi trimite borcane cu pastile, are un. Uh, da, Văd că sunt bune. De ce este ceva de... de, de, de. Și mi-a zis de Babi că nu este foarte bine. Mi-a mm. zis de Neamatei că personajul pe care l-am făcut eu este diferit față de cum este Neamatei în realitate. Și am zis, da, știu, e inginer. Și gând, nu, 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 tu l-ai făcut cum l-ai făcut mai grosier, l-ai făcut, dar l-ai făcut bine. Zic, mulțumesc frumos, cel mai bun uh, compliment. Și uh, a fost uh, un șoc pentru mine. Iar ca răspuns, doar uh, ce transmite spectacolul, transmite un o chestie, o scânteie infimă așa din viață în care oamenii practic trebuie să vadă așa cu coada ochiului viața lor ca într-o oglindă. E doar așa, o reminescență. Nu știu cum se vede la voi. Uh... Trebuie să se bucure de fiecare moment pe care îl văd și să-și dea așa ar fi frumos. noi. Așa ar fi frumos din partea fiecăruia. Să se bucure de sine înainte de a se bucura de mărunțișuri de astea care de regulă sunt uh, nu fac decât rău. Toate exact, mărunțișurile exact. astea. Și pentru faptul că uh, tu te raportezi la a trăi din niște mărunțișuri. Nu, bă, propuneți lucruri mari și bucură-te de ele. Bine, nu știu cum se simte de la voi. Uh, și aici am, am văzut ce înseamnă Caracala. Deci, moment este Divin, la Dorcu. de mine. Uh, momentul ăla al. Uh, nu știu ce să spun că Afrodisiacul ăla e un pretext. Uh, acele lixiri al tinereții uh, Paradoxal mie și soției mele ne-au dat lacrimile pentru că de fapt Stai liniștit, n-ai fost singur no, Doamne, păi ce era în jurul meu Deja era mai multă lumină din ochii oamenilor vedeam, simțeam Deși îl primim și noi de fapt te îmbătrânește E șocant cum te poate îmbătrâni ceva care ar trebui să te întinerească fiindcă îți deschide mintea pentru cât de prost ai fost și continui să rămâi și să aștepți din ceruri sau din partea unui caron Bun. care te trece stixul. Ori dai monedla, ori ni dai Nici nu are nevoie, ai văzut? El își face treaba. Uh -huh. Babi își face treaba, că la el sunt toate licorile magice și cele care îți mai rezolvă lucrurile și cele care rezolvă definitiv el împarte băutura mereu și are mereu soluții în șorțul ăla și când nu mai sunt pahare, mai găsește un pahar numai să bei ce dă el. S fie bahic acolo, să fie bine. Bahic, bahic, da, văd că ba elixirul tinereții, ba rezolvarea că nici nu vreau să spun tot, că nu e elegant față de voi și față de național. momentul ăla practic rupe cel Cu nu, 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 cu afrodisiacul. Da. Când redeveniți minunat de tinere, așa cum sunteți voi mereu, eu vă, vă, vă redescopăr cu fiecare spectacol. Eu am rămas cu ochii pe tine și am mai spus-o pe podcasturi pentru momentul de deschidere al uh, profului de religie. Bă, când tu și cu Vieru Bă, nici... Bă, dacă te buvnește râsul, am scuza pentru a ce ne? o să spun. Te-ai Tu n în viața mea că cineva poate să facă atât de bine doi tâmpiți? Bă, că ăsta-i cuvântul, n-am ce știi să că ave... este scris împreună cu pă, Mihaela Mihailov. Mi... Nu mai știu exact da, cum teamă. Da. Bun, dar este scris uh, din povestiri din viața noastră împreună cu ea. Ea a venit și ne-a întrebat pe noi și a zis... Tu, spunem povestiri din copilărie. Raluca, Romanița, Marian, Cătălin, Asta călina. E e, un... lume nu știe lucrul ăsta, Asta este un spectacol și nu știu dacă este al doilea sau al treilea spectacol uh, uh, al Bobby, dar uh, dacă îl jucăm de 10 ani, înseamnă că uh, asta a fost un tuturor. Asta voi chiar credeți că lumea se mai și ai, și -ai văzut mai vine să revadă. Acolo e uh, șmecheria, știi? Uh, pentru că oamenii de obicei vin și asta e o lecție pe care am primit-o de la Alina Mangra, știi că uh, eu sunt uh, într-o oarecare proporție înclinat mai mult spre clasic. Uh, și ea mi-a zis așa bun, uh, când te duci <laughs> să... <laughs> Stop, gata, am oprit. Auzi, a <laughs> e invitată. Nu știu de ce să râde din publicul. Mă regăsesc. Mă regăsesc. Da, și sunt înclinat mai mult spre clasic. Bă, așa am crescut, așa am fost educat, așa cu tare. Și Alina mi-a zis așa ce dacă se joacă dacă se joacă Romeo și Julieta cu Iureș? Tu te duci să-l vezi, să vezi pe Romeo sau pe Iureș? <laughs> da, știi? Da, da. Pentru că zice și la un moment dat mă întreabă, bă, ce și prost, nu știi, nu știi profesor, Romeo? Până la vârsta asta? Păi și atunci ce cauți? Bă? Nu mă te duci să-l vezi pe el. La... De asta spun că eu vă redescoper pe voi în atâtea situații. Și în... Știi că toată lumea zice, bă, de fapt, știi, Măceșanu, a, bă, joacă m -m, cam la fel. Tamara Popescu, joacă, bă, tot cam în stilul ăla. Bă, romanița, bă, ăsta -i, bă, ăsta i puțin, că ăștia sunt niște oameni care cineva îi pune acolo, pe care cineva îi pune acolo și îi pune după ce i-a studiat, ar fi și păcat să fie, cum l-ai fi pus pe Hagi în poartă. Ia să vedem, bă, iese, știi? Păi nu, bă, nu iese, Bun. e studiată treaba, nu... E ceva ce-ți dorești să joci și să. Nu mai nu, nu, nu băga de la clasice, că te, te, te știu că noi, noi ne știm foarte bine și știm că semanăm unul cu și altul, eu. ceea ce face sau nu face bine conversație. Știi că orice te-ar întreba și ce ar răspunde el și invers. E ceva ce-ți-ai fi dorit să joci? Adică, un nume de rol. Da, bunicul. Îmi doresc să joc pe viitor. În teatru nu-mi doresc neapărat să joc. Eu aștept să-mi dea pronia cerească, divinitatea, să-mi dea orice rol. Pe mine nu mă deranjează. De exact asta mă feream, că eram sigur că asta o să pe răspunzi. Nu este da. neapărat un clișeu. Eu când am intrat în teatru și a trebuit să urc pe scări să mă duc să însemnesc contractul de... După ce am luat concursul, am dat concurs, a fost vreo 6-7, și am intrat eu cu Cosmin Rădescu în 2005, la etajul 1, unde avem noi cabinele actorilor, nici nu știam atunci că o să am acolo cabina, mm. Domnul Ilie era chiar în dreptul cabinei mele actuale. Ilie cabine, Gheorghe. Ce, domnul Ilie Gheorghe, domnul, maestrul. La un moment dat îmi face semn cu mâna așa din capătul culoarului. Dragoș, Dragoș, Dragoș. Zic, domn profesor, vă salut să trăiți. Salut, colega! Eu zic, vă salut. Ce faci? Ce faci? Zic, mă duc să semnez. De, stai o secundă ca să spun două chestii. Zic, vă ascult, domn profesor. Eu cu piciorul pe scară să urc. Mă urc la etaj, la birouri să semnez contractul. Fericit, nebunie mare. Fie în dragoș, am să-ți dau două sfaturi. Zic, care, domn profesor, care? Eu jmecheraj, mechera 25 de ani, eu zic, ce? Zic, fie Să știi că în viață toate trec. Și eu zic, da, domn profesor, da, pac, mai, mai, fac un pas pe scară, da, da, da. Fii, fii atent, al doilea asfalt, al, așa, fugitiv. Și care, domn profesor? Să știi că în teatru este o mare artă să știi să refuzi un rol. Zic, da, domnul să vă pup, vă salut, vă salut. Salut, colega. Și am plecat. După ani de zile, acum, după 18 ani de zile, m-am lăsat de mai devreme. Atât Asta este, am realizat că, într-adevăr, nu că sunt neapărat mare adevărul sau că sunt chestii esențiale ale, ale vieții sau că toate trec și că este o mare artă, că nu poți să o aplici neapărat numai în teatru sau doar în teatru, asta e o mare artă, să știi să refuzi un rol. E o mare artă să știi să refuzi un rol în, și în viață. în, viață. Exact. Dar eu atunci am luat-o ca atare, direct în plex <laughs> și am zis, a, bine, După care, în timp, da, am văzut. Eu am refuzat rol în Teatrul Național. Cred că două am, refuzat. Pentru Trei că... Cu... Nu, nu, mă interesează care, nu mă interesează nume, nu mă interesează. Pentru că am aplicat, -a făcut pentru să... că am aplicat și am încercat să vizualizezi uh, vizualizez cum ar arăta viitorul cu mine proiectat în locul ăla. Și am văzut și nu că bate locul nu. meu nu bate. Nu am știut atunci neapărat că într-adevăr da, este o mare artă sau asta. Nu zic... Am fost inspirat. Bun, ai fost inspirat. La ce te gândești când refuzi? Te gândești că nu vei avea succes sau te gândești... Îmi pare că răspuns servit, dar da, eu dar mă nu e, bazez pe tine. Nu, nu mă, niciodată nu mă bazez pe succes. Eu... Uh, eu când ies afară din teatru și sper din tot sufletul să nu mi se întâmple asta de-a lungul vieții sau să nimăresc să fac o chestie care să devină virală sau așa, eu nu vreau să merg pe stradă și să merg cu copii și să vină la mine 20 de oameni, de mi autograf, poză, ca în China, facem selfie și... Nu, eu vreau să merg pe stradă, nici ca domnul Dogaru care făcea coadă de femei după dânsul când era în tinerețe. Păi tu cu cine vorbești? Păi dacă eu mă duceam să mă uit la Asta zic, adică am pe unirii în spatele și făceam, uite pe domnul Dogaru, domnul Valer Dogaru și era... Am în toate piesele lui și mă duceam să-l revăd, nu să le revăd eu. Da, 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 iar da. nevastă mea, cred că nici acum nu e vindecată. Ea a fost îndrăgostită și recunoaște. Îl ador pe domnul da. domnul. Da. Îl da. și acum, când am uh, făcut 60 la de ani de fost nu știu, nevastă mi a fost toată viața îndrăgostită de el, Fie de de el, el și de pădurarul. Stereotipul cuvântului bărbat. Da, din toate punctele de vedere, și de la chiar atitudine ținută, tot voce, voce tot, exact, tot, 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 da. și ca om, ca căldură, ca cred că m-a primit în teatru cu, cu aproximație cam cum l-am primit noi pe pe băiatul tău, pe pe Mircea. Foarte, la frumos, la modul, <laughs> foarte frumos. foarte da, asta când, e ideea. Faza este că atunci când te ține cineva în brațe între ghilimele, așa mai în vârstă și care într-adevăr vrea să-ți dea din căldura lui, din experiența lui, din bunătatea lui de viață, nu doar te ține în brațe, te mai și mânghe puțin ca să simți căldura aia, să simți că e prezent acolo. Bă, dogară, știi că... Cum... Așa pui mâna și... da, da. Pe o statuie, da. mai faci așa. Li. bă, simți? Bă, Dogaru simți. avea o chestie de asta, știi, adică nu știu, și avea, are, că l-am văzut și acum, recent, și are o aură de... Mă, nu știu cum să zic, că nu vreau să par nici ciudat. Cred că e și de la păr, că tu are și... păr, eu nu mai am păr. Eu nu... Lasă că el are păr așa de viață, că toată lumea știe. Acum nu mai știu cu cine am vorbit acum cu... Cred că vorbeam cu Simona Dumitrescu de la Arhivă, că am avut o invitată și pe doamna Iolanda Mănescu, că noi încercăm acolo să facem o altă chestie legată de teatru care se numește și titlul e dat de filmă Arthiva. Da. Uh, Interesant. și i-am spus și Monei Dumitrescu, am impresia că îl cunosc pe Boroghină și tot spun asta de, și fiul meu reprezentat. Da, știm, îl cunosc e, pe Boroghină de, de, 50 de ani. Așa, și Boroghină de la 18 ani are părul așa. Toată lumea zice, da, am auzit ce asta, păr -o. are Boroghină și cum frumos e albit așa. Păi nici cu ei nici n-a avut timp să-și dea seama că e albit părul, că el așa a fost din întotdeauna știi? Ani. De în același 18 timp, fiul său s-a născut cu un păr până aici. Ia atenție, spun și nu te uita la mâna aia. Uite păi de asta, asta, zic că nu eram da? dilemă. avea părul, până la, până la spate, jos. Wow. Când s-a născut, știi, Rodica ne spunea, ne Emil, că a avut niște arsuri cumplite, că îți dai seama să se ții norodul ăla în tine cu chica aia, parcă era vinetul, Nu îți dai, dai seama. -au mai folosit pe și chestii. <laughs> da, ștergi copilul <laughs> cu ceai la îndemână. <laughs> Doar îl în învelești la tine. Da, de îl ține indemperic. și de fric și de alea. Și mai... Dar ca să mă întorc la chestia asta, eu nu-mi doresc să fiu... Uh... Să fiu recunoscut pentru. Adică, undeva aici, în, în creier, și nu există chestia asta, ca orice, probabil ca orice actor. Gândește că suntem în teatru 30, 32 sau 34 da, de actori. Da. Suntem 34 de caractere puternice nu poți să spui că unul mm -hmm. e la noi tot timpul vor fi mini scântei sau noi fiind obișnuiți unii cu alții, normal că poate ne judecăm sau că și eu am chestia asta, mai în judec cu un coleg, o colegă, păi să aibă a, că ăștia sunt stereotipie. Cu... Lumii, mă. Da, și domnul Ilie, domnul Ilie Gheorghe era la fel și domnul de la Cheza era la fel mă, înainte, doamna, mă de, știu că sună acum. foarte sunt. comun și nici nu are cum să nu sune comun în cea mai mare proporție de ceea ce spun. Mă, acolo lucrează niște oameni, mă. Da, da, Ei da. Nu pot să nu aibă niște trăiri personale Nu da. pot să nu aibă niște reacții Eu m-am dus aici într-o ședință Acum niște ani Și le-am zis Mă spuneți mă adevărul Spuneți-mi unde greșesc Spuneți că tot e super Bă stați Mă mâncava șochii okay. Voi nu aveți un robot aici Eu sunt tipul, Nu sunt Iron Man Loviți Că nu mă deranjează nimic Mă deranjează Dar problema e ce fac mai departe <coughs> Adică înțeleg mesajul, îl discut, îl uh, disec, uh, ajunge la mine și pot să fac ceva bun din ce am primit, înțeleg la ce folosește, ce mi spuneți, pentru că până la urmă peste tot lucrează niște oameni și instituțiile nu există fără oameni. Corect. E o falsă poveste, vai, noi vom automatiza, vom robotiza, vom nu face și pe vin. dracu 4, dar tot pe noi peste vom peste rămâne toți. toți. Uh, singura selecție pe cale naturală, după mintea mea, această cale naturală ne însemnă neapărat îmbătrânirea, pentru că tot pe cale naturală te excluzi din orice grup social, de orice natural fi el și orice ar avea la baza faptului că a fost creat. Este neamatei exclus Dintre libelurile uh, din scenă, este vreunul dintre ei exclus? Ai simțit pe cineva exclus dintre personaje? Nu. No. Ce cred sudează? că s-a implementat toată chestia asta, inclusiv de la repetiții, inclusiv din scriptură. Ce sudează? Vorbesc exclus, nu vorbesc despre da, actori. Nu vorbesc despre actori, vorbesc despre personaje. Ce îi sudează? Nu fac reclama acestei piese. O, o, cred că îi sudează o... o -i... Te marchează foarte mult, Prietenie tacită, pentru că ei nu se cunosc de viață. Asta, asta ei se cunosc zic. de când au ajuns acolo, în azil. Uh, o prietenie tacită cu toată viața târșită pe care au avut-o în spate. Unul a fost inginer, unul a fost doctor, una a fost burgheză, Unul a fost economistă. Știi că ce urmează Neamatei acum, nu? Ce? Câți ani ai? 84. Neamate. Ok. Adică a fost cel mai puternic rol de compoziție pe care l-am făcut vreodată. Auzi în viața Uh... chiar a fost o provocare. Auzi, Nea Matei, ia tu, Dragoș, ai avut o viață târșită până la 40 și cât o ai avea tu de ani, că mi-e și rușine să mă gândesc față de mine? 43, fac 44 acum pe story, Mulțumesc pe pentru compliment, m-a făcut să mă simt și mai bine. Așa, ai avut o viață târșită? Da. Ia. Da. Ce repere sunt... Uh... Zim trei repere negative din viața ta care ți-au folosit pentru că, na, ca orice om deștept, orice lucru negativ folosește drept lecție, știi? Bun, în altă ordine de idei eu fac parte dintre ei care n-au reușit să învețe din greșelile altora, ceea ce e o mare tâmpenie, știi? Că fiecare dintre noi se tot spune, bă, nu face nu face I-am spus și lui fiul meu, bă, eu fac datoria acum de aici încolo, alegeți la tine, știi? Că eu nu pot să... Eu toată viața mea am propus să nu-i spun copilului meu, ci mi-a spus mie tata. Nu bă, dar nu poți, tot bă, tot nu tot tot poți, bă, e imposibil, știi, dar după aia, mine, după aia îmi dau seama și zic, bă, fii că asta e din alea care, da nu, poți să, te simți, e și o împăcare cu tine așa, uh, 75% din casă sunt fete. Da. Două fete și o soție. Când am avut pisică erau poate 85. Și când, când, când vorbești ceva, pleci în oraș, când vrei să vorbești? Nici vorbești data. să, nu, mm. te impui? Nu e vorba... Că, că, da, Ți se mai aude vocea că bunicul a avut patru fete și pe nevastă s și mai stătea și cu soacra la un moment dat. Începe să devine ecou vocea de ce? Pentru că au început să crească cele mici care nu mai sunt chiar și de mici, adică nu mai au trei ani și un e, an. Ecou presupune au... ceva care se întoarce, adică mai ai și cumva, feedback deci... la ceea ce spui câteodată. Nu? E o ok, chestie. de ce nu? nu? Uh, se audă vocea pentru că trebuie să fie vocea de tată, dar evident că mama primează și soția. Noi și modelul feminin, poți să urmezi modelul masculin atâta timp cât în casă e o femeie. Nu? Noi încă mai avem de lucrat ca atunci când se, se iau decizii la modul pentru familie, dacă nu suntem amândoi de acord și eu sunt hăiț și ea este cea, evident copilul este mama. Da. Dar uh, nu le-am bătut niciodată Pentru că dacă ar fi Bă, trebuit să, mi se lea, pare, mi se să pare le bat subiect... bătăie Mi-am luat eu în copilărie Că mă întrebai de lucrurile negative, pozitive Cam asta ar fi uh, Copilăria nefericită-fericită Nefericită fericită. Uh, Pune, e fericită prin esență Ei Acum faptul că bătăile. ți se mai întâmplă niște chestii Acum ți le aduce aminte, știi, zâmbind așa Dar nu înseamnă că au fost bune Eu am halit-o de la tata de două ori mai fost să-și de miliție, știi, ăla nu lăsa nici urme, bă, da, știa să pricepea. Știon, la să pricepea, de... da, da, da. Știa. Uh, a fost pentru niște lucruri care la 4-5 ani când le-am făcut eu, sună groaznic, uh, ar fi putut fi ușor de trecut cu vederea, odată pentru că l-am mințit, nici mai știu cu ce, și a doua oră pentru că am luat niște creioane colorate de la unul fără să îi spun că mi-e mi și greu să spun că le-am furat pentru că nu aveam conceptul atunci. Uh -huh. uh, e unul dintre motivele pentru care nu mint și nu fur. Am fost foarte marcat toată viața de bătăilele. Uh, și crede -mă că aseară după ce am ajuns acasă după spectacol, exact și n-am dus discuția, dar uite Dumnezeu le potrivește, n-am dus discuția cu tine sensuală. Exact despre asta am vorbit cu fiul meu, care avea genunchii mâncați. Știu de scenă, știu că știu. știi. Știu. Și spun, coatele mâncate, palmele mâncate. Și am zis, Bă, știi ce ai meritat acum? Să fi avut un tată de la. Bă, nu prea-mi plăcut cum jucați și să te fi pus pe coș de nucă. Și, el, și zi, îi zic, el se îndepărta și așa spre camera lui și zice, Doamne, cum sună, și zice băvetele, mi rușine. De ce au făcut alții, și când au. Bă, câtă cruzime mă să ai în tine? Educația. Să, bă, da, tu îți dai seama cum s-ar fi purtat ăia care îi puneau pe coș de nucă pe proprii copii, cum s-ar fi purtat cu alții? Educația. Dacă nici față de ai tăi nu, nu gândești în sensul de. Da, toate se întorc la educație, bă, și eu mereu un mai mă, și o spun... Suntem evolutiv suntem milioane de clase și generațiile peste sub noi sunt peste noi cu milioane de clase. Adică. Păi mă, dacă normalitatea e normalitatea vieții. Să te proiectezi pe tine acum la, ce vârstă ai, La vârsta copilului, la vârsta lui Mircea, la 25 3. De aia, 23, așa. O să vezi că el este peste tine ca proiecție, tu nu, la 23 nu, nu, de ani. în toate peste ești mine. Ești pe la braștei pe lângă. Ei. La rândul lor sunt peste mine. Asta Eu de-aia mă rog rog adică, de ei, mă rog și de Mircea acasă și mă rog și de ei la serviciu, bătuți. Dar în principiu, știm că nu știm nimic. Aia, și nici măcar asta aia, nu știm. Aia, de e asta trebuie să recunoști, pentru că și pe partea altă Mă, cum să nu fie evoluat, mă? Păi gândește-te că mă duceam acum acasă cu gheoaga și doar de ochi așa facem. Mărie, gătiști? Nu. Bă! <laughs> Sau cum am de trompă. Gătește-l. <laughs> Repede. Da, 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 Știi? Da, da, bună. Repede. Mărie, nu găti. Bă! Suntem evoluați în multe privințe și evoluați la fel în multe privințe. Faptul că avem uh, noroc de tehnologia asta nouă. Ce să reproșezi uh, că n-ai făcut de-a lungul vieții? Și voi să vă uitați la ceas, ca să nu vă reproșez eu ce îmi reproșez că l-am făcut de-a lungul vieții. Eu mă iubesc destul de mult, nu aș fi neapărat un narcisist, dar am niște principii de viață foarte bine definite, cu care dimineața când mă trezesc pe lângă faptul că zic sunt viu, Oho. mi le repet și mi le spun în mod tacit undeva aici, în, în, într-un colțișor aici. văzut că nu te duci la pâine și spui în tatăl viață, nostru... nimic neîntâmplător. Fiecare pas pasăre pe limba ei piere și nu uita că ești o pasăre și că știi ai o limbă și te o să pieri într-o zi. Carpe diem, care oricum este clasic, dar trebuie să înțelegi cu adevărat să da, trăiești clipa. Mesajul, mesajul, Eu esența, esența, pe tine, exact, exact, că exact. chiar exact. sunt în carpe diem acum, și clipa. Și atât, și atât, ce e aici. Și ultima pe care de la Dulescu, a patra, poate să mai apară de-a lungul vieții, o zi în care nu râzi, este o zi trăită degeaba. Punct. Mă l-am văzut pe Dan Rădulescu, spunând și chestia aia fantastică și a circulat aia cu, mă, când treci pe stradă pe lângă un orb, și de aici încolo da, nici nu mai trebuie bun, să mai spun. Bun, bun, știi? Bun, bun, da. Trebuie să-ți dai seama... Cât de norocos ești. Și ce minune ți-a dat Dumnezeu. Mă, Bă, cât, cum să uită oamenii unii la alții, știi? Și aveam un prieten acum niște ani. E ciudată asocierea, știi? Că ori era prietenul meu, de ce nu mai e? De ce au trecut niște ani? Da, așa e viața. Uh... el nu muncea nicăieri. Și avea o singură chestie. Ne întâlneam la militar, de unde trecu, de unde făcea, de unde nu făcea rost de bani, era și el la bere, știi? Bă, și stătea în cot așa și la restaurantul militar aceea și să uita pe stradă așa și trecea câte unul de ăsta, că atunci era orar când eram noi tineri, cu câte un jeepan de ăsta mare și... Bă, mogod, cum dracu ori face ăștia banii, știi? Bă, da, stătea în cot așa câte, câte o săptămână la terasa aia. Bă, eu nu i-am văzut pe ea cu jeepanele niciodată la terasă. Pe așa ar fi făcut banii, știi? Ai timp să vezi. Mă gândesc, da. E și ca să... aia, trebuie să știi să, să, asculți ca să auzi. Dacă Ce? nu să asculți, da. nu auzi. Da, bă, bă și în cântecul unei să știi că uh, toate poveștile astea pe care le-am auzit noi când eram mici și pe care unii dintre noi avem atâta minte încât să le reascultăm și să le mai auzim odată când le spunem copiilor, nu știu, altă dată când le spunem nepoților și așa mai departe. Și că mai înveți câte ceva, mai înveți. Uh, bă, până și iarba aia fiarelor, să știi că nu ne-a fost luată de geaba pentru că Asta care te făcea și luai două gurde ierbiță de aia și auzeai ce vorbesc uh, guguștucii, sau știi? Sau dai orice încuietoare la ușă. Păi ușa bă, dar sau... tu îți dai seama dacă haleai două gurde aia de iarbă și plecai, ieșai în curte să Hai fumezi hui. și începeau guguștuci. Bă, tu ce, să ceșanu de tine, tu. ce ești? Bă, groznic, da, îmi... îți dai seama. Subiect, toate au fost izolate și dirijate, gândite tot ca să supraviețuiești, știi? Dar singura chestie e că mai trebuie să vrei și tu. La ce vârstă o să mori? Cred că peste 90 de ani. Eu mi-am propus undeva între 85 și 87, dar acum mi e teamă că o să depășesc de chestia asta. Și știu clar că nu o să mor de cancer. Am chestia asta. Ți-e teamă să trăiești mai mult de 87 de ani? Nu. Păi și atunci, de ce zice, mi-e teamă că o să depășesc? eu o să mă eu, la 23, 90, exemplu. Da, peste 90 am și eu... Uh, nu, stați liniștiți, o să mă pensionez la da, limită de vârstă, nu, 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 fiți în nu rămân de la 70, o să fim activ până la 70. lasă, nu le deschide mintea, mai lasă-i <laughs> să spere. e bine. <laughs> nu am teamă de chestii de genul ăsta, chiar deloc, adică... Teamă de ce? De moarte? Nu, nu, Bă, mai O să proștise. dau mâna cu caron, să spun salut, trece mă și pe mine Stix, oh, hai, de, uite, ia de aici o monedă, dacă vrei o prins, dacă nu, tot nu o prins. Bă, ar fi să-i luăm din moneziile alea, nu să-i tot dăm, că ea da toată Păi și ce faci cu, cu... Păi și el ce face cu el? El ce tot strânge... un stereotip de acolo da, care este în mod constant. știi că am scris o carte în derivă pe Stix, care are inclusiv relaționarea cu acest caron în, uh, în esența ei. Știi, pentru că cel mai mare pedepsit din trecerea asta a stixului e un el nu face ce vrea. Aia să mai mulți mitologia greacă. Lasă, lasă. Bine, mă, nu mai Nu, ai și nu, dar ui, nu, exact e, pe relația asta tu îți dai seama, ăla e un blestemat care o veșnicie să plimbă între malurile alea, primește un ban pe care nu-l poate folosi să nu și mezica, nici... Mă, să că, zică mersicare că zic are are maluri, da. nu da. Maluri mă, că care care să mai oprește în maluri, că le ține pământ, le da, da, Că dacă nu ar fi în eter, ar fi în aer. Să zic că mersi fiecare e cu scopul lui și Eu nici nu știu dintre titani dacă nu cumva Atlas ăsta a fost cel mai pedepsit săracul de el. Păi care am mai fost după aia? A mai fost ăla cu Păi lasă că ei stau închiși și că și în ziua de azi. Nu am văzut, nu vreau să-i văd. Dar l-am citit pe ăștia cu mitologia greacă, cu Alexandru Mitul, când eram mic din... bă erau două volume, ți minte? Nu, erau... Ba da, două volume. Două mari. Așa, unul, cred că am în nu știu, bă, cum erau, mă, unul grenaș, unul galben. Nu, nu ori... erau copărțile la specific. Da, da, era pe generații, da, cum să da. da, da. Renoiau, Mulțumesc pentru de asta, zic. generației. Nu mai erau în care și eu la cu Jules Verne, mai erau după aia că erau pe volume și erau ca întregi. Bă, dragă, știi cum e cu ăstea, bă? bă? toată lumea, vai, nu mai citesc copiii, nu mai, bă, eu vă asigur că... Vă citesc, citesc, pe tabletă. Bă, ci... trebuie să li se scrie unde citești ei. Citesc, asta spun citesc. și eu mereu. Asta nu înseamnă că nu citesc, mă. Fac, mă. Tu blochează. că sunteți voi, domne, mirosul, că mă, îmi place și mie. Eu l-ador și acum la Da, și mie îmi place, mă, dar deja suntem din altă lume. Nu, bă, nu cum, cum să-i cer unui copil? Bă, dacă te pun acum, știi că eu asta eu spun un filmul de fiecare dată și cred că am mai spus-o și pe dacă te pun acum să citești deschiderea de la neamul și o mare, știi, <laughs> De ce râzi, mă? Păi mă înțelege nimic, o aia razna. Păi nu, bă, dar te suspectează că mai bine îl pleznești. Știi, îi două palme și bă, tată, iartă-mă, vrei neamul și măreștilor sau Stai vrei să te ciufulezi? Stai când te dau 50 de nu mii de nume în, nu mai... în primul rând, lume... Nu <laughs> nu nu ai acolo, vezi episodul 3 și episodul 82 nu și, și ok totul. cu... Nu, în nu s-a schimbat mare lucru. Lumea s-a schimbat, mă, s-a strâmtat, s-a... Și nu știu, bag pe aia cu vai, secolul vitezii, că ăla s-a dus de mult săracu, n-a fost nici pe departe ce am crezut noi. Super viteză acum. Dar cum o să-i cuiva care în timp ce se deplasează cu o mașină super performantă, că acum așa sunt toate, vorbește în orice colț al lumii și vede informații, da, ia bă și tu și ia bagă ăștia 30 de pagini nu ți mai spun că și nu mă raportez neapărat la neamul șoibăriștilor există foarte multe cuvinte publicate, scrise care nu nu mai fost, care au devenit arhaisme involuntar. Nu, nu sunt arhaisme, scoana. exact. Ele au dispărut din limbă, din limbaj, nici la școală ele nu mai sunt cultivate. Și atunci cum se vorbească, mă, copiii ăștia, cum se înțeleagă limba aia? în care e scris acolo, care e o limbă străină pentru ei, fiindcă n-au crescut cu ea. Uite, prin familie. Noi în casă vorbim cât mai corect uh, românește și avem zile în, în care vorbim l -a l -a numai în engleză. Corect. un nebunesc, de-aia o a Slavă Domnului că am învățat engleza din clasa 2, doua, a treia și am avut noroc cât de... Uh, noroc m-au dus și am făcut uh, engleză, cu toate că pe vremea asta mai făcea și rusă, dar n-am avut... Uh, Uh, nu pot spune ghinion, că mi-ar plăcut să știu limba rusă. Bă, stai să spun e ceva, acum nu că mă laud eu că fac parte dintr-o generație mai coaptă cu vreo 14-15 ani decât tine. Bă, să știi că eu am făcut la Carol și acolo am nimerit pe engleză și franceză mereu. Dar vorba ta, toate se întorc la educație. Prima exact. dată am făcut engleză în clasa 5-a -a, cu eu zic, cel puțin pentru vremea aia, singur profesor de engleză din lume, care se numea Eduard Mossang. Și care era englez, mă. Ce și care era stabilit în România. Prima mea notă la engleză a fost un 4. Și o spun asta pentru cei care știu și nu o spun ca să mă lău... O spun ca să, să înțelegeți cât de, cât de ciudată de complexă e viața și cât contează să fii autodidact. Eram, deci în clasa 5 am luat un 4, m-am dus acasă, tata nu mai... i-a luat gura chestia asta, știi, că el credea că... Domne, copilului nu poate să ia 4. Și patru e tot o notă, știi? Ea folosește la... Te mai anima dacă te îngheți mintea un pic sau a te prosti definitiv, bă, nu pot mai mult de patru știi? Dacă ești dobit o înțelegi? Bă, 4 e maximul meu. Nu, bă, să ar putea să mai încerc. Și la următoarea. Asta spun e Și logic. următoarea mea notă, care m-a ajutat să trec și clasa, bă, și în rest să bine de tot, nu numai 9 și 10, bă, la Carul, la cu culo era în era, cu minte de tot, bă, dar nu mi-a ieșit cost. În următoarea mea notă, mi-a zis, ca să vezi cât de mult m-a marcat. Uh, sunt un turist englez, sunt în Craiova și mă interesează unde e poșta. Și spunem cum o identific. Și de fapt, nici măcar asta n-am înțeles atât de tensionat eram și speriat de acest tip, care era un tip super meseles, ziceți-mi, oricum nu gândea ca noi. Uh, mi-a cerut să o identific pe litere, P O S T A, știi? Ceea ce, de fapt este o dovadă că știi bine engleza. A, m-am dumirit, am spus-o, m-am dus acasă cu șase într-o fericire nemai pomenită. Tata n-a înțeles cum poți să fie cineva fericit dacă e a șase la ceva. Dar nici măcar n-a fost mai fericit că era mai mult decât patru. Ce înseamnă să fii autodidact și să te educi, să nu știu ce. În 1997 lucram la BBC, la World Service, nu am învățat engleza altfel decât la școală și pe speaza mea. Mi-am luat cărticele, uh, erau ediții bilinve de toate ales, felurile. Așa trăind între ei acolo și vorbind în engleză impecabilă, p aia pură da, britanică. Da, până la urmă acolo hello. la vedere, știi, s-a terminat. Că, să nu-ți mai spun că acolo nu prea se vorbește, știi, avem noroc că ei ne identifică repede, știi? P avem că ei nu prea vorbesc... Hello, how are you? Da, are da, right. da, da, da. <laughs> uh, excuse me, honey, știi că toți românii când se duc acolo au niște repere de știa, care le neamărin. Ai jucat în vreun film? da. Am jucat în două filme, unul pentru National Geographic, făcut prin 2005, în care jucam un țăran, interpretam un țăran care în viața reală pusese cu alți țărani la un cimitir pe aici prin dol și scosese sără mort din mormânt, și scosese inima, Eu o băgat să și au prăjit-o în și au în zeam, și mâncat, ala. nu au mâncat-o, da, și au mâncat -o. Depinde cu ce și meniu alegi. Și al doilea film este într-un film al lui Mircea Danieliuc, eu și poveste hazlie. Am repetat, repetat să el prin 2006, undeva, cred că al treilea sau al patrulea, al patrulea, meu rol în teatru. În doi pinguri eram un rapper într-un cor. Era un fel de cor grecesc, în sfârșit. În rol principal era uh, Cicort și cu Jenny Maxim. Erau ei în rol principal și noi eram pe acolo, pe lângă. Și uh, la un moment dat, într-o pauză, mi-aduc aminte că îi spune lui Domnul ne uh, neștiind atunci foarte multe, dar auzind numele Daniliuc, cu toate că avea o istorie în film destul de mare, era chiar... Dacă nici el. Așa, dacă nici el atunci cine. Și zic uh, într-o doar așa, pe hol în hol de regrupare. În următorul film să mă las și pe mine. Uh, da, 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 da. Și după un an de zile mă pomenesc Aveam niște telefoane mobile, arme albe. Da, 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 da. Am avut și eu un Philips de la Băiatul mm, băiatule, mm, jupuia mm, haina de pe tine când îl băgai în buzunar. Da, da, da. Mergeai pe stradă. Anyway. Și eram la toaletă și la un moment dat uh, mi-a mă telefonul, că sună telefonul și zic, alo, da, stau la parter. Alo, Dragoș? Da. Mircea Danilu la telefon. Fii că spun l la să nu cazi de pe veceu. <laughs> M-am ridicat de pe VG. Ce ești, unde e pus, asta? Urcat pe un unde caz, e urcat... asta? Pe geam afară, mă vede. Îți jur că așa a fost. <laughs> M-am pus, da, unde sunteți? Zic, la București. Zic, de unde știți că sunt chiar pe verceu? Zic, nu cred așa ceva, domnul Daniel Iubici. Zic, ba da, credeți mă, m-am ridicat de pe wc să mă uit tari. pe geam să văd dacă sunteți afară, efectiv. Ce drag, o pură coincidență. Știi ce mi a spus tu? Da, o să le următorul meu film. Zic, nu cred așa ceva. O să-ți trimit o la o asistentă de-a mea peste câteva zile și, într-adevăr, așa s-a întâmplat și am făcut primul film, rol de polițist. Jucam cu tache. Cu tache... Eu, nu știu, Ionescu, mi se pare. Crezi Eu în, în, actor, la și, uh... crezi în coincidențe? Nu prea pari. Mm. Da, nu, nu. Coincidențele știu. și le mai face omul și cu mâna lui. Bă, așa zic, deștepții. dacă îți dorești ceva cu adevărat, cu adevărat Universul deci, ghișeic, deștepții, deștepții creează asta. coincidențe pe care le cred proști, știi? <laughs> Ule, <asta. laughs> Toată lumea face. Sunt, bă, s a făcut așa o chestie. Sunt terestru. Noi. Și place, îmi place viața și cel mai mult îmi plac oamenii. Ce înțelegi prin a fi terestru? Și nu sunt cu picioarele pe pământ. pe pământ, chiar și mă, și de mă... ce ești actor dacă ești așa, cu picioarele pe pământ? Să fiu atipic, să fiu un actor atipic. Ce crezi că îi face pe regizor să te distribui? În câte spectacole joci? Destul de mult, adică sunt suficient Pentru mine este... Nu știu dacă e suficient sau nu, asta întreb. Ce, face? ce, avut... ce crezi că îi face să te, să te ceară, să te distribuie? cred că alți oameni sau cred că pe ochiul lor atunci când cer indicații de la alți oameni care nu sunt superiori și spun ce știi despre la despre la despre ăla și eu cred că o contează foarte mult chestia asta în distribuție. Bă, dar nu poți să zici că joci fantastic de mișto? Zici tu cu gura ta, chiar joci fantastic de mișto? Joc fantastic de mișto și mi-asum lucrul ăsta, dar nu trebuie să îmi spună toți oamenii, bă, joci fantastic, eu nu-mi doresc chestia asta. Eu dacă dintr o sală de șase, nici, de oameni, nici nu mai e nevoie să ți se spună, știi că de la o limită și care, Păi eu asta zic, eu vreau să joc în ceva în care îmi place, nu să joc ceva în care s-ar vedea, adică nu cred că am jucat vreodată în ceva în care nu mi-a plăcut. Și dacă am jucat în ceva în care nu mi-a plăcut, păi n-ai așa, a făcut că divinitatea a făcut ca spectacolul să nu se joace de mult vreme. <laughs> Incredibil, deci parcă e ceva care într adevăr e legat și uh... pozitiv sau negativ. Ce ai vrea? Pozitiv tot timpul, orice. De ce? Îmi place pozitivitatea. Păi negativ o să avem timp când dormim. Păi ți se pare negativ? De unde știi? Da, să fi da, de da, mii doar o poartă, ori nu, mai pozitiv. O nu, pozitiv. Nu am, fricile mele. Nu știu. Nu știu dacă am frici. asta e chestia. Mai avem două, trei minute. Super. Așa da, trece timpul timp. cu tine. Uh, nu ți-e frică de moarte? Uh, ești extrem de asumat ceea ce s-a cam rărit în ultima vreme motiv de pentru de care vreau să ai imaginea Acum... Na, voi sunteți, slavă Dumnezei faceți exerciții de imaginație toată ziua dacă nici voi actorii imaginea ta ca în filmele la clasice pe patul de moarte uh, și la capul tău sunt ficele tale așa că pe acest final vreau să-mi spui ce le vei spune, deținut minte, dacă nu cumva toate au fost spuse la vremea lor, ce le-ai mai spune în acest ultim minut al vieții tale, al podcastului pe care îl mai ai la dispoziție? Ce le spui fiicelor tale? Începe cu numele lor, dragele mele. Dragele mele, Ingrid Lu Andreea Măceșanu și Erin Andra Măceșanu, vă las toată averea mea la jumătate de preț.